Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 8 despre deznădejde. O călugăriță cuprinsă de deznădejde repeta mereu: mă tem că n-am să mă mântuiesc. Un părinte înțelept i-a răspuns: cine ar putea să se mântuiască dacă monahii nu se mântuiesc? Pentru cine a creat Dumnezeu raiul? Vom fi mântuiți, trebuie să ne bucurăm, trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși, dar de asemenea să preamărim pe Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu este ca o rugăciune continuă. Nu gândi nimic rău, gândurile de hulă sunt ca avioanele, zboară deasupra, ne tulbură liniștea și apoi se duc. Eu trebuie să spun când sunt păcătos, nu atunci când diavolul vrea ca eu să gândesc așa. De asemenea, părintele a mai spus: multă lume poate fi mângâiată lângă cineva care este pașnic,